directorul Liceului Teoretic Ion Creangă, Larisa Borodin, și vreau să menționez cu mândrie că absolventa instituției noastre, discipula mea, Untilo Vilena, învățătoare la clasa a doua, a participat la etapa locală a concursului Pedagogul Anului și, fiind laureata etapei locale, va participa la etapa raională a acestui concurs. Vreau să menționez că este o învățătoare cu o maestrie deosebită în activitate, are o tehnică de a vorbi cu părinții, de a lucra cu ei în domeniul pedagogizării, îi place foarte mult copiii și la lecții îi motivează utilizând tehnici și strategii interactiv-participative, la care copiii se implică cu multă abnegație, cu multă dăruire de sine și meritul dumneaei sunt reușitele copiilor. Eu îi urez performanțe, îi doresc succes în cadrul concursului și să continue să activeze în domeniul pedagogiei cu aceeași străduință, cu aceeași râvnă și cu multă dragoste de profesie. Al doilea an la noi în instituție activează învățătorul de clasă primare, Untilo Vilena. O cunosc ca o fire inteligentă, creativă, ingenioasă. Este în învățătoare la clasele primare și asistând la ore, captivează elevii prin jocuri didactice interactive, utilizează la lecții TIC-ul, diverse activități și strategii de evaluare. Este într-o relație foarte bună cu părinții, cu colegii. Îi dorim multă sănătate, succese și să devină învingătoarea concursului Pedagogul Anului 2019. Untilo Vilena, un tânăr specialist, care nu de mult a pășit pragul Liceului Teoretic Ion Creangă, dar s-a manifestat ca o persoană responsabilă, foarte educată și totodată o persoană foarte sensibilă. Sensibilă, dar și puternică, curajoasă, așa cât de firavă este ea. Această sensibilitate a transmis-o și elevilor. Nu de ajuns că lecțiile ei sunt foarte interesante din punct de vedere organizatoric, dar copiii sunt cointeresați prin niște momente de surpriză care îi face mai frumoși, mai cuminți, mai interesați. Cum ar apărea la lecția ei o broscuță vie, un greieraș, un iepuraș pe care copilul poate să-l mângâie, să știe cum să-l îngrijească și ce să-i vorbească și cum să socotească. Lenuța, o să-i spun așa, pentru că este o persoană mică față, de vârstă și mică, să-i spun că este în pragul unei experiențe mari în lumea pedagogică, dar care promite foarte mult. Știe cum să se comporte cu elevul, când trebuie să fie sever, când trebuie să-l mângâie pe cap, de aceea și promite să aibă succese mari pe terenul pedagogic. Nu ne rămâne decât să-i urăm succese mari și biruință. Am mare onoare să vorbesc despre o colegă care activează la noi în liceu nu de mulți ani, dar care deja este o persoană bine arădăcinată în colectivul nostru. Este o persoană cu mult, mult entuziasm, o fire foarte energică și suntem foarte fericiți cu o avem alăturea. Cu toate că activez de mulți ani în acest liceu, aș spune că am multe ce învățat de la domnișoara Untilov, fiindcă este o persoană plină de entuziasm, de niște capacități care chiar aș spune actoricești. La toate lecțiile la care am asistat la dumneaei, am observat ceva originalitate, multă abnegație în ceea ce face. Vreau să-i urez domnișoarei Untilov succes. Dumneaei reprezintă bine meritat liceul nostru în acest concurs și noi toți îi ținem pumnii, îi urăm victorie, o așteptăm cu victorie și să știe întotdeauna că mereu va avea susținerea noastră. Sunt Victoria Potlog, pe Lenuța Untilov o cunosc din 2002, când am venit în instituția Creangă. O cunosc ca elevă, fiindcă am fost dirigintă, o cunosc ca colegă de lucru, fiindcă suntem
muncim alături de anul trecut și acum o cunosc și în postură de părinte, fiindcă copilul meu învață în clasa dumneiei. Ca părinte, ce aș putea spune? Că zâmbetul de pe fața copilului meu zice multe. Înseamnă că îi plac lecțiile organizate de dumneiei, îi plac metodele de predare. Îmi place mult, fiindcă este o fire creativă și aceasta transmite și copilului meu, fiind pus în fața faptului de a elabora proiecte de sine stătător. Îmi place energia de care îi dă dovadă dumneiei, aceasta o transmite iarăși copilului meu. Este o fire perseverentă, are ambiție, vrea să realizeze scopul ei de a forma niște copii talentați, creativi și respectuoși. Mă numesc Roian Irina, sunt părinte în clasa domnișoarei Elena. Despre domnișoara Elena pot să vă spun că este o persoană foarte creativă, foarte pozitivă, indulgentă în relația cu copiii și respectiv și cu părinții. Pe parcursul acestor ani a creat o relație pozitivă și amicală cu toți părinții. Copilul vine de la școală, îmi povestește foarte entuziasmat că la lecție se utilizează diferite strategii, tehnici și metode. Profesoara vine cu diferite materiale didactice, se folosește de asemenea foarte frecvent TIC-ul. Deci suntem foarte mulțumiți și dorim pe parcurs prosperare și mult succes!